Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Discutăm despre bani, vorbim despre accesarea fondurilor europene, pentru că este marți, iar dumneavoastră, telespectatorii noștri, cunoașteți faptul că în fiecare seară de marți dezbatem acest subiect. Este un subiect interesant pentru că încă mai sunt șanse să accesați anumite proiecte, sunt încă bani pe piață și e păcat să nu profitați de acești bani pe care îi puteți lua, pe care îi puteți investi în fermele dumneavoastră. E o oportunitate, o oportunitate de care trebuie să beneficiați. E nevoie de capitalizare, e nevoie de bani în permanență să investești ca să poți să devii rentabil, să poți să devii profitabil. Așa fac toți fermierii, fie că vorbim de fermierii români, fie că discutăm despre fermierii europeni, e un mod de a îți depăși condiția, este o oportunitate pe care o aveți încă la îndemână și sunt convins că și din 2020 veți avea această șansă importantă să luați fonduri europene. Da, de ce să mai așteptați data asta de 2020 și să nu profitați acum de banii pe care îi mai au cei de la FIR, pe care îi puteți lua prin PNDR. În seara asta discutăm despre o sumăsură. De fapt, noi vă propunem de fiecare dată câte o sumăsură. Vorbim despre 6-3 investiții în fermele mici. Asta este propunerea mea și a invitaților mei pentru dumneavoastră, pentru telespectatorii noștri. Cred că știți deja faptul că trebuie să vă pregătiți întrebările, să le aveți notate undeva dacă vreți să ni le trimiteți pe adresa noastră de Facebook agrotv-agricultura la raport sau, de ce nu, să sunați aici la noi în studio și să vă adresați direct oaspeților mei. 031-405-2800. Ăsta este numărul de telefon unde puteți să interacționați cu mine și cu cei doi invitați. Deocamdată îi spun bună seara numai domnului Marian Vișu Iliescu. Bună seara! Bună seara! Bine v-am din găsit! Moment în moment trebuie să intre în studioul nostru și domnul Ioan Păunel. Țin să-i mulțumesc atât domnului Păunel cât și domnului Vișu pentru faptul că în fiecare seară de marți vin aici în fața dumneavoastră, în fața fermierilor români și timp de 2 ore discutăm despre bani, vorbim despre finanțare, despre accesarea fondurilor europene. E un subiect important, dar e un subiect pe care noi căutăm să îl clarificăm cu ajutorul specialiștilor, cu ajutorul celor doi consultanți. Vă spuneam că a ajuns în momentul de față și domnul Păunel. Mai devreme le spuneam celor de acasă că din moment în moment urmează să vină. Vă mulțumesc tare mult pentru efortul pe care l-ați făcut. Știu că nu veniți de aici de aproape și veniți de la Slatina, chiar un pic mai departe de Slatina. Acum nu vă cert că nu mi-aș permite și nici nu e cazul să fac lucrul ăsta. Care a fost motivul pentru care ați ajuns cu câteva minute mai târziu de ora începerii emisiei? În primul rând, bună seara dumneavoastră, colegilor mei și telespectatorilor de acasă. Domnul Ghinea, nu aș vrea să mă scuz, dar nu că știți cum se spune, cine se scuză, se acuză. Se acuză. Nu e cazul. Dar tot vorbim de fonduri europene, chiar de pe teren la această dată, am fost la câțiva fermieri care au accesat tranșa 2 și au avut vizita pe teren. Noi, implementându-le planurile de afaceri pe această sumăsură, au avut nevoie de sprijinul nostru și atât experții OJFIR cu care am fost pe teren și, bineînțeles, beneficiarii noștri au fost foarte mulțumiți. Am încercat să ajungem cât putem de repede, dar eu zic deci că ați ajuns foarte bine, deci, pentru că în România deja drumurile sunt cele care sunt. Distanța între Slatina și studioul nostru e una apreciabilă, nu e chiar aproape, mai ales că odată cu intrarea în București sunt foarte multe ambuteiaje, sunt multe cozi pe care trebuie să le iei așa în piept și pierzi foarte mult timp până să ajungi dintr-o parte în alta. Da, bun, asta e. Auzeam de 2021, sperăm că banii din 2021 încolo să accesăm fondurile europene și pe infrastructura mare, pentru că România are nevoie de aceste. E adevărat. Până atunci, haideți să vorbim noi despre 6-3 investiții în fermele mici. Ce le spunem telespectatorilor până când primii fermieri, primii noștri
prietenii din fața televizoarelor ne vor căuta, fie că o vor face la telefon 031 405 2800, fie că o vor face prin intermediul paginii noastre de Facebook AgroTV minus Agricultura la Raport. Vă rog! Să-l lăsăm un pic pe domnul Păunel să-și tragă sufletul. Așa, și să le spunem telespectatorilor că această sumăsură încă mai este deschisă, dar mai este deschisă datorită faptului că mai este de acoperit procentul acela care de fiecare dată se ridică la peste 150% pentru a avea acea marjă de siguranță în caz că unii ori au proiectele neeligibile, neconforme, ori nu acumulează destule puncte și atunci să avem de unde acoperi. Dar suma care ar fi decontractat, care a fost alocată, este acoperită în proporție de peste 100%. E adevărat că acum cine are proiecte de încărcat și are un punctaj superior lunii acestea, este chiar benefic să-l încarce, pentru că nu se știe niciodată care este norocul și cum poate câștiga. Să le explicăm încă o dată telespectatorilor ce înseamnă această sumăsură. Această sumăsură este o sumăsură forfetară în valoare de 15.000 de euro. Se adresează fermierilor care au o vechime de cel puțin 24 de luni de când activează, atât ca fermieri activi în cadrul declarațiilor APIA, cât și în registrele exploatațiilor de animale de la medicul veterinar sau de la DSV-ul județean. Minimul de ESOR pe care trebuie să-l întrunească fermierul pentru a putea accesa acești bani este de minim 4.000, iar maximul e de 11.999 de ESOR. Aici pot intra atât partea de vegetal, cât și zootehnicul, dar și fermele mixte. A fost o sumăsură foarte căutată anul acesta și anul trecut, chiar dacă primii ani după 2014, când a demarat această sumăsură, era mai puțin căutată și sumele nu se acopereau lunar, anual, pardon. Acum chiar este o întreagă concurență pentru a beneficia de acești bani, care, părerea mea, sunt foarte bineveniți, mai ales pentru fermele mici care vor să înceapă să producă și pentru piață și pentru consumul propriu. Foarte bineveniți sunt și telespectatorii noștri care urmăresc discuția noastră de aici din studio. Domnul Vasile Țiplea din județul Maramureș este alături de noi prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Vedeți că m-au pus să opresc televizorul. Vreau să pun și o întrebare acolo. Că... Da, spuneți, vă ascultăm! Da, vedeți că se pune că se face, se face și nu se face nimic. Și eu animale și... Se zice că se dau fonduri, dar păi nu vedem noi. Bun, haideți să ne spuneți și exploatația aveți. Din ce e formată exploatația dumneavoastră? Câte animale aveți? 4. 4 ce? 4 animale mari. Ce sunt acele? Vaci? Ce sunt? Bovine. No, sau, nu știu cum le numiți dumneavoastră. Da, spuneți-le direct. Vaci. Spuneți-le vaci. Că, na, dacă vaci sunt, ce să le spunem că sunt? Și așa sunt și în tabelul ESOR. Vacă de lapte. Exact. Vacă de lapte, ce aveți? Vaci, da. Domnul Țiplea, o rugăminte la dumneavoastră. Dați televizorul încet și haideți să ne auzim în telefon, da? Da. Bun, în afară de cele 4 vaci, ce mai aveți? Câtă pășune aveți? 4. 4 hectare, da? Bun. Întrebarea este, ați încercat să accesați acești bani? Aș încerca să accesez. Păi, vedeți dumneavoastră că... Domnul Țiplea, v-am rugat să dați televizorul încet. Ne auzim în telefon, da? Bun, cred că s-a pierdut legătura, din păcate, cu domnul Țiplea. Probabil că o să resune aici, în studio. Rugămintea mea pentru toți telespectatorii noștri,
pe durata intervenției cu invitații mei, îi rog să dea televizoarele pe modul silențios și să ne auzim numai prin intermediul telefonului, pentru că altfel nu vom putea să înțelegem mare lucru din ce ne spun și dialogul nostru va decurge anevoios. Mulțumesc tare mult pentru înțelegere. Vă rog să continuați vis-a-vis de sumăsura asta 6-3, pentru că deocamdată nu avem toate datele, toate informațiile de la domnul Țiplea. Dacă va mai suna aici, o să căutăm așa să înțelegem exact din ce e formată exploatația domniei sale. Dacă nu, în mare, exploatația era eligibilă. Problema este una singură. Trebuie să înțeleagă atât domnul Țiplea cât și ceilalți telespectatori că noi vorbim aici de fonduri europene, dar nimeni nu o să-i caute pe dânsii acasă să le aducă aceste fonduri europene. Aceste fonduri europene se accesează în urma implementării unui proiect care el trebuie scris. Și ca să îl scrie un consultant, prima dată trebuie să te duci să cauți consultantul, să stai de vorbă cu el, să explici că vrei să accesezi și tu. În altă ordine de idei, să revenim la partea cu ce înseamnă sumăsura 6-3. Vă spuneam că acesta a avut un succes destul de bun în ultimii 2 ani, ceea ce ne bucură, pentru că asta înseamnă că deja fermierul mic are o cultură și a înțeles că este și o măsură destinată lui și că trebuie să o acceseze pentru binele lui și a exploatației sale. Corect. Acești 15.000 de euro fiind forfetar 100% nerambursabil, se dau în 2 tranșe. După câștigarea proiectului a finanțării și semnarea contractului de finanțare, primește 75% avans, iar diferența de 25% o primește după ce face dovada că a valorificat marfă sau produse în proporție de cel puțin 20% din valoarea primei tranșe. În regulă. Mai aveți ceva de completat vis-a-vis de această sumăsură, domnul Păunel? În principiu, colegul a spus cam ce trebuie, dar cred că putem să mai aducem ceva informații, în sensul că etapele sunt mult mai... Deci nu neapărat mai anevoioase. În primul și primul, cum a spus mai devreme, pentru a accesa fonduri europene, trebuie să luăm legătura cu o firmă de specialitate, să mergem la Direcția Agricolă sau la OJFIR și așa mai departe, și unde ne decidem, acolo începem să lucrăm. După ce ne-am luat informațiile necesare, trebuie să ne autorizăm, ca minim persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și începând cu ultima sesiune, bine ar fi să fie întreprindere familială, deoarece atât în nou plan național strategic, ferma de familie va fi mult mai stimulată și este motorul economic al statului românesc, dar vorbim de sumăsura 6-3, unde întreprinderea familială primește 30 de puncte față de persoana fizică autorizată sau întreprinderea individuală care primește 0 puncte și, bineînțeles, se poate face și un SRL-ul cu a fi până la gradul 4, unde se primește tot de asemenea acest punctaj. Bine ar fi ca fermierul, dacă nu are studii liceale în domeniu sau studii superioare, să-și facă un curs de calificare în domeniul de activitate pe care îl desfășoară sau în care dorește să primească finanțare, pentru că și de acolo mai primește ceva punctaj. Cum tot așa spunea colegul mai devreme, având un mare succes în ultimii 2 ani de zile, fiecare punct contează și atunci avem nevoie și de soi românești, dacă se poate, sau rase autohtone, și de aici se mai pot câștiga maxim 5 puncte sau în proporție de X% din ce avem cu soiuri sau rase autohtone. După ce ne-am făcut forma de organizare, trebuie să ajungem să ne facem o ștampilă, să ne deschidem un cont bancar pe forma de organizare pe care am deschis-o, ne ducem la finanțe, ne înregistrăm, după aceea mergem la registrul agricol din comuna din care facem, unde locuim. Da? Ne deschidem poziție de rol la primărie pe noua entitate și aici aș vrea să subliniez câteva aspecte și le-am mai spus la dumneavoastră în emisiune. Vorbim de sumăsura 6-3, nu vorbim de sumăsura 4-1. Și acum începe, într-un fel sau altul, calvarul de documente pe care trebuie să le prezinte un mic fermier față de un mare fermier. Avem nevoie să ne scriem în registrul agricol, avem nevoie de contracte de arendă, avem nevoie de tabel centralizator, avem nevoie de
buletinele cedenților, dacă am luat teren în arendă, avem nevoie de documentele de proprietate ale cedenților, avem nevoie să mergem la API, asta e obligatoriu pentru toată lumea și cu toate aceste documente trebuie să venim la firma de consultanță pentru a întocmi cererea de finanțare. De ce spuneam că se întâmplă la 6-3 și nu se întâmplă la măsurile? Bun, eu îmi cer scuze, trebuie să vă întrerup. Avem un telespectator, domnul Ioan din Bistrița Năsăud, așteaptă de câteva momente la telefon. Bună seara! Alo? Ne auzim? Domnul Ioan? Da, cred că s-a pierdut legătura telefonică. O să vă rog pe dumneavoastră să continuați cu scuzele de rigoare. Nici o problemă. Sper că nu e din cauza vitezei cu care am venit eu aici, să luăm și viteza de la net sau de la... Am glumit așa, facem un spirit de glumă. Deci reveneam la 6-3 față de 4-1. Dacă pentru măsura 4-1 expertul OJFIR și are în procedură, nu, să nu înțelegem greșit că experții OJFIR ar avea ceva cu micii fermieri. Așa este procedura. Am încercat în toate discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și împreună cu domnul Vișu și cu alte entități la grupurile de dialog la care am fost să le explicăm că totuși pentru un mic fermier este foarte greu să strângă aceste documente, câteodată aproape imposibil, să nu uităm că nu avem intabulare în satul românesc și așa mai departe. Se tot zice că se va face această cadastrare gratuită, sperăm că se va reuși cel puțin până în 2021. Fermierul mic, știți și dumneavoastră, trebuie să ocupe și de producție și de gospodărie și de vânzare și așa mai departe, pe lângă o fermă mai mare care este normal să aibă un jurist, să aibă un compartiment care poate să-i pună la dispoziție toate documentele. Și aici este, să zicem, într-un fel sau altul punctul culminant. Dacă pentru fermele mari expertul OJFIR poate accesa baza de date AFIR, pentru noi trebuie să venim cu toate aceste documente care le-am enumerat mai devreme. Dar cu toate acestea, am reușit în ultimii 2 ani de zile să atragem foarte mulți fermieri să reușească să fie eligibili, să-și primească finanțarea. Finanțarea, eu zic că este destul de substanțială față de alocarea 2007-2013, unde am avut 7500 de euro, dar împărțiți câte 1500 de euro pe an. Fermierii care au accesat această sumăsură și știți și dumneavoastră că am avut și poate mai avem întrebări în sensul acesta, care se cadrau în condițiile de eligibilitate ale sumăsurii și astea puteau continua cu această sumăsură, chiar și fermierii care nu și-au dus la capăt planul de afacere, doar au primit în primii 3 ani de zile, nu au primit în ceilalți 2 ani cei 3.000 de euro, 1.500 de euro în ultimii 2 ani de zile, după un an de zile de la realizarea contractului și dânsii puteau accesa această sumăsură. Iar foarte important pentru sumăsura 6.3, dar toate că suntem la final de exercițiu, nu are limită de vârstă, ar trebui să avem minim 8 clase, cred că este decent minim 8 clase. Bun, haideți să l-ascultăm pe domnul Claudiu Stanciu din Vâlcea, a sunat mai devreme aici la Agro TV și dorește să vă adreseze câteva întrebări. Bună seara! Să trăiți! Să trăiți! Am accesat măsura 6.3 pe stupi. Da. Noi mai avem și ceva vaci. Am accesat măsura 6.3 pe stup, pe SRL-ul, pentru că am avut un SRL-ul făcut din 94 și am înțeles la doamna consultant că dacă închideam SRL-ul, deschideam un afeu sau ceva, deveneam neeligibil. Bun, am accesat pe ăsta. Vacile, ne-am înscris cu ele la APIA și am putut să le trec pe numele soției. Avem 20 de vaci, acum sunt cu lapte. Dacă aș putea să accesez o altă măsură pe numele soției și în ce condiții, să-i fac un SRL-ul sau... Am vorbit cu cei de la AFIR și au spus că pot să le trec pe numele soției, deoarece soția nu are niciun aport la SRL-ul. Dacă aș înființa un SRL-ul pe numele soției, aș mai putea accesa alte fonduri? Dacă vorbim de alocarea asta financiară, cred că s-ar putea. Haideți să vedem ce va fi din 2021, pentru că așa, poate cum spuneam și în alte emisiuni, se pare că tolba cu bănuți pentru 2014-2020 a ajuns către sfârșit. Să vedem dacă vor fi și redistribuiri. Ce știi la această dată că România s-ar putea să
să aibă din nou M+2, adică mai avem încă 2 ani față de 2020 pentru a mai cheltui din banii care nu sunt cheltuiți la această dată. Știu că noua echipă a Ministerului și până la urmă reprezentanții AFIR și OJFIR, nu mai contează că sunt noi sau vechi, AFIR și Ministerul Agriculturii, lucrează la diverse notificări pentru a transfera de la o sumăsură la alta. Avem foarte multe sumăsuri care nu au avut succes și atunci banii trebuiesc redistribuiți. Dar întrebarea mea era pentru dumneavoastră, am înțeles, dumneavoastră sunteți asociat unic, soția nu cred că are nimic acolo. Dacă și dânsa are cel puțin 1%, nu poate să mă acceseze cel puțin în acest exercițiu financiar. Nu, soția, oricum m-am împreunat cu soția după ce am făcut. Corect. Ce vârstă aveți? Eu am 44. Și doamna? 43. Doamna 43? Da. Din păcate nu poate, numai ce? Dacă se va majora vârsta așa cum se aude, cum e proiectul de directivă, să se ducă la 45 de ani. După ce terminăm cu domnul și vis-a-vis de vârstă. Atunci poate doamna ar putea cu 20 de vaci să intre pe tânăr fermier și ar fi bine pentru că la cum este construcția directivei pentru 100.000 de euro ar însemna niște bani pentru dumneavoastră și ați putea să beneficiați de ei. Deci la această dată, ținând cont și de vârstă, colegul a fost mai atent de data aceasta și de-aia suntem aici, să fim atenți, să punem întrebările care trebuiesc. Deci cred că și dumneavoastră vă gândească că trebuie o măsură de instalare a tinerilor fermieri, din păcate datorită vârstei, nici dumneavoastră, nici doamna, pentru că nu vă permite vârsta. Și în actualul PNDR, să vedem ce va fi în celălalt, dar o să aduc precizările imediat. Dar trebuie să vă gândiți că puteți din 2021... la 20 de vaci cu exploatația dumneavoastră, poate vă gândiți la o măsură de modernizare a exploatației, unde vă puteți achiziționa utilaje, vă puteți construi diverse adăposturi pentru animale, de ce nu să mergeți către o mică procesare și așa mai departe. Deci pe instalarea tinerilor fermieri nici acum nu putea doamna să acceseze, pentru că vârsta nu-i permite la această dată exercițiul financiar și avem derogarea de un an sau de 2 ani de zile până la 41 de ani împliniți la data depunerii cererii de finanțare. Iar dacă vorbim de o măsură cu cofinanțare, dacă cumva se vor mai redistribui fonduri, erați avantajați dacă cel puțin unul din dumneavoastră avea până în 40 de ani, pentru că știți că la această sumăsură, vorbim de măsura 4-1, se pleacă de la 50-50, dacă sunteți până în 40 de ani, finanțarea mai crește cu bonitatea mai crește cu 20%, dacă sunteți într-o zonă cu constrângeri naturale sau specifice, mai crește iar cu 20% și, bineînțeles, dacă treceți pe agricultura eco sau bio, cu încă 20%, dar nu mai mult de 90%. Ce va fi nou exercițiu financiar, vom vedea. Cu siguranță se va pleca de la 50-50, dar să vedem dacă putem să mai ajungem până la 90-10, pentru că discuțiile, am înțeles că ar fi către un maxim 70-80%. Da, asta ar însemna să înființăm un SRL-ul pe numele soției, nu? Nu neapărat pe numele soției. SRL-ul dumneavoastră puteți să o băgați pe dânsa acționar, dar haideți să vedem nou exercițiu financiar. Ce vă mai pot spune ca idee? Dumneavoastră ați luat, presupun, prima tranșă, poate ați luat cumva și a doua tranșă, e bine să duce la bun sfârșit pe 6-3, să încercați să vă obțineți și a de-a doua tranșă. Aveți 33 de luni de implementare, cu maxim 3 luni de zile dacă sunt anumite probleme. Pentru că, în noua alocare financiară, din informațiile noastre și oricum România va susține și noi vom fi prezenți acolo, se pare că acest gen de sumăsură pentru ferma mică, ferma de familie, micul fermier, va continua și din 2021 și suma... Cu o alocare și mai substanțială. Cu o alocare mai substanțială de minim 2500, sperăm noi până la 3000, chiar 3500 de euro. 25.000 până la 35.000 de euro, încerc scuze. Nu e nicio problemă. Domnul Stanciu, cam asta e, da? V-ați lămurit? Aș mai avea o întrebare. Avem băiatul... Bun, haideți, spuneți... domnul Stanciu, adresați întrebarea, răspunsul primit după publicitate, că trebuie să luăm pauză, da? Sigur. Vă rog. Da, avem băiatul, are 23 de ani. I-am făcut firmă, o asociație... Așa. I-am făcut o persoană independentă acum vreo 4 ani, tot în chestia asta, dar n-am făcut nimic cu ea. Am putea
ne încurcă chestia asta că am înființat firma cu atâta perioadă înainte? Vă dau răspunsul după publicitate. Bun, ne urmăriți după publicitate. Nu trebuie să vă scuzați. N-aveți de ce, sunteți telespectatori Agro TV și noi de fiecare dată vă respectăm pentru că sunteți publicul nostru și știți cum e. Suntem parteneri până la urmă. Pauză și revenim.